În această lecție ne propunem să studiem asimptotele funcției f date prin legea f de x egal cu radical indice 3 din x la 3 minus x pătrat. Mai întâi vom stabili faptul că domeniul de definiție de data aceasta este mulțimea numerelor reale, întrucât radical indice 3 există din orice număr pozitiv sau negativ, deci nu trebuie să punem nicio condiție. Vom trece acum la studiul asimptotelor. Începem cu cele verticale. Aici, având în vedere că nu există puncte cu proprietățile care sunt anunțate în dreapta, respectiv puncte ce să nu aparțină domeniului de definiție și care să fie puncte de acumulare, în cazul nostru toate punctele aparțin domeniului de definiție și toate sunt puncte de acumulare. Prima condiție nu este satisfăcută, în felul acesta nu există puncte în care să studiem asimptote verticale. Vom scrie deci, simplu, nu există asimptote verticale. Trecem acum la asimptotele orizontale. Deci, asimptote orizontale. Aici vom calcula, așa cum este prezentat în dreapta, comportamentul funcției la plus sau minus infinit. Deci calculăm limită când x tinde la plus sau minus infinit din f de x și observăm dacă limita aceasta conduce la o constantă. Calculăm deci aceste limite. Limită când x tinde la plus infinit din f de x, deci din radical indice 3 din x la 3 a minus x pătrat, este o limită foarte simplă de calculat, este radical indice 3 din x la 3 a minus x pătrat conduce la plus infinit, este egal cu plus infinit, am avut de calculat limita subradicală a unui polinom în care avem puterea a treia și coeficientul dominant este pozitiv, deci avem plus infinit, iar limită când x tinde către minus infinit din f de x, deci din radical indice 3 din x la 3 a minus x pătrat este egal, desigur, cu radical indice 3 din minus infinit, adică minus infinit. N-am obținut în niciunul din cele două cazuri o constantă, fapt pentru care afirmăm că nu există asimptotă orizontală. Este deci posibil să obținem asimptote oblice. Trecem în consecință la calculul asimptotelor oblice. Acestea vor fi calculate conform formulelor din dreapta, cele două constante ce conduc la existența eventuală a asimptotei de forma y egal cu mx plus n. Începem cu m. M este egal cu limită când x tinde către, scriem la început, plus infinit din f de x supra x, care este egal cu limită când x tinde către plus infinit, f de x este radical indice 3 din x la 3 a minus x pătrat supra x. Cazul de excepție este desigur infinit pe infinit. Vom da factor comun puterea cea mai mare sub radical. Vom scoate în fața radicalului și, bineînțeles, vom executa o simplificare pentru eliminarea cazului de excepție. Avem, deci, limită când x tinde către plus infinit din radical din indice 3 din x la 3 pe lângă 1 minus 1 supra x, am dat factor comun forțat pe x la 3 supra x, egal în continuare cu limită, când x tinde la plus infinit, scoatem de sub radical, este x,
radical indice 3 din 1 minus 1 supra x, totul supra x, și acum prin simplificare obținem limita egală cu 1. În felul acesta am obținut m egal cu 1 atunci când x tinde la plus infinit. Calculând limita când x tinde la minus infinit, procedeul conduce la același rezultat și aceleași proceduri le executăm, fapt pentru care putem adăuga aici x tinde la plus sau minus infinit, obținem același rezultat. Deci plus sau minus infinit. Trecem acum la calculul celei de-a doua constante, și anume n este egal cu limită când x tinde către plus infinit din f de x minus mx. Este egal mai departe cu limită când x tinde către plus infinit, f de x este radical indice 3 din x la 3-a minus x pătrat minus mx, adică minus 1x minus x, deci. Este egal mai departe. Înlocuind cu infinit sau aplicând limita, obținem cazul de excepție infinit, ce survine din radical, minus infinit. Este caz de excepție pe care îl putem elimina doar amplificând cu conjugata acestei expresii. Conform formulei pe care o scriem mai sus, a la a treia minus b la a treia este egal cu a minus b pe lângă a pătrat plus ab plus b pătrat. Conjugata expresiei este, care o avem noi în cadrul limitei, este sugerată de a doua paranteză componentă a acestei formule. Deci vom avea limită când x tinde către plus infinit din, începem cu linie de fracție, la numărător avem a minus b pe lângă a pătrat plus ab plus b pătrat, adică a la a treia minus b la a treia, x la a treia minus x pătrat minus x la a treia, am aplicat direct amplificarea cu conjugata, care conduce la eliminarea radicalului, iar la numitor, bineînțeles, vom avea conjugata sugerată, cum spuneam, de a doua paranteză, adică a în cazul nostru este primul radical, radical indice 3 din x pătrat minus x la a treia minus x pătrat totul la pătrat plus ab, în cazul nostru este înmulțirea celor două expresii a radicalului și cu x, vom avea plus radical indice 3 din x la puterea 3 a minus x pătrat ori x plus x pătrat. Egal mai departe, limită când x tinde către plus infinit, începem cu linia de fracție, la numărător reducem cu x la a treia, deci x la a treia minus x la a treia se reduc și obținem la numărător minus x pătrat, iar dacă înlocuim cu infinit se obține cazul de excepție infinit pe infinit, care va fi eliminat printr-o simplificare. De aceea, la numitor, ne vom strădui să dăm factor comun pe x pătrat. Deci avem la numărător minus x pătrat. Mai întâi, la numitor, sub primul radical, dăm factor comun pe x la 3-a. Deci vom avea radical indice 3 din x la 3-a pe lângă 1 plus 1 supra x, totul la pătrat, plus radical indice 3, din nou dăm factor comun pe x la 3-a sub radical
pe lângă 1 minus 1 supra x, radicalul acesta se mulțește cu x, plus x pătrat. Continuăm. Limită, când x tinde către plus infinit, din minus x pătrat la numărător, iar la numitor vom aplica radicalii C3 dintr-un produs care conduce la x. Totul la pătrat, deci la pătrat, radical din, radical indice 3, din 1 plus 1 supra x, totul la pătrat. Așadar am aplicat radical din produs egal cu produsul radicalilor, dar radical indice 3 din x la 3 este x, totul la pătrat este x pătrat și ne-a mai rămas radicalul indice 3 la pătrat, plus... De asemenea, avem radical dintr-un produs, radical în C3 din x la 3 este x, înmulțit cu x, este x pătrat. Radical indice 3 din 1 minus 1 supra x, deci avem x pătrat radical indice 3 din 1 minus 1 pe x, plus x pătrat. Am ajuns în situația în care la numitor avem posibilitatea să dăm factor comun pe x pătrat, deci vom avea la numărător minus x pătrat, la numitor x pătrat pe lângă radical indice 3 din 1 plus 1 supra x totul la pătrat plus x radical indice 3 din 1 minus 1 supra x plus 1. Repet, am dat factor comun pe x pătrat. În felul acesta se obține, după simplificare, cu x pătrat, minus 1 supra, și aplicăm, bineînțeles, limita la numitor, obținem 1 din primul termen. Al doilea termen este, de asemenea, 1 plus 1, egal cu minus 1 supra 3. Mai amintim faptul că, și pentru calculul constantei n, dacă x tinde la minus infinit, se obține același rezultat, întrucât procedeul de calcul este similar. Deci, dacă x tinde la plus sau minus infinit, de asemenea, obținem același rezultat. Iată, vom adăuga x tinde la plus sau minus infinit peste tot. În felul acesta avem m egal cu 1 și n egal cu minus 1 pe 3, fapt pentru care ajungem la asimptota oblică y egal cu mx, adică 1x, deci x, plus n, adică minus 1 supra 3. Astfel obținem o singură asimptotă pentru funcția noastră, și anume este vorba de asimptota oblică y egal cu x minus 1 supra 3. Reprezentăm și în cazul acestui exercițiu asimptota într-un sistem de axe. Iată, într-un sistem x sau y, în care alegem o unitate 1 minus 1, stabilim punctele pentru a reprezenta grafic această asimptotă, care este ecuația unei drepte. Vom găsi punctele de intersecție cu axa X și respectiv cu axa Y. Mai întâi, dacă y este egal cu 0, rezultă x este egal din x minus 1 pe 3 egal cu 0, obținem x egal cu 1 pe 3. 1 pe 3. Deci punctul de pe axa abșiselor este 1 pe 3, aproximativ aici. 1 pe 3. Pe aici trebuie să treacă această dreaptă. De asemenea,
Pentru a obține punctul de intersecție cu axa Y, impunem X egal cu 0, de unde rezultă că Y este egal, dacă X este 0, Y este minus 1 supra 3, pe care îl punem pe axa Y, aproximativ în această situație. Dreapta, de altfel, este paralelă cu prima bisectoare. Trasăm această dreaptă și o notăm, desigur, Y egal cu X minus 1 supra 3. Singura asimptotă a acestei funcții.